Hei, te salut! Numele meu este Flaviu și în acest video am să-ți arăt pas cu pas cum poți să dezvolți o audiență potrivită pentru campania ta de Google AdWords și cum să targetezi cât mai bine audiența ta în Google AdWords. Pentru aceasta am să-ți arăt pas cu pas cum să targetezi audiența ta țintă, de la cuvintele cheie, de la locație, orașe, zone metropolitane, limbi și multe altele, dar și în funcție de numărul, în funcție de orele pe care vrei, în care vrei să ruleze campania ta și multe altele. Succes! Bun, acum că suntem pe laptop, putem să vedem exact cum să targetăm anunțurile noastre și campania noastră în Google AdWords, pentru ca aceasta să fie foarte bine targetată și să atingă persoanele care caută produsele sau serviciile noastre în funcție de diverse criterii. Să vedem exact despre ce vorbim. Deci, practic, aici avem rețele sociale, rețele pe care să apară anunțurile noastre, tot timpul când aleg o campanie de search, aleg rețeaua de căutare și partenerii Google. Nu aleg display, fiindcă nu sunt promovate așa bine aceste anunțuri search în display. Și nu vreau să îi rosesc bugetul pe display. Fac campanii speciale de display sau de search în funcție de caz. După care, alt tip de targetare poate să fie targetarea imediat, să zici. Avem targetarea în funcție de locație, care vedem aici, putem băga pe țară, pe județ, pe oraș. Vedem o rază, putem băga o locație sau o rază. Dacă aleg rază, putem în kilometri, să zic așa. Vreau pe Timișoara, zicem Timișoara. Șoara pe raza de 2 km. Vedem, aici se va targeta. Putem să fac overlapping, dar nu recomand acest lucru. Să zicem, așa va fi pe 2 km. Doar persoane care caută în aceste zone sau sunt în aceste zone poate să vadă anunțurile mele. Putem, să zicem, pe anumite locații. Vedem că avem diverse stadioane. Dan Păltinișan, vedem. Mi arată și pe Dan Păltinișanu pe raza de 2 km, în caz că avem acolo un eveniment sau avem acolo afacerea noastră. Putem poate și pe stradă, să vedem strada, să zicem, Bulevardul Revoluției Timișoara. Putem și pe diverse bulevarde sau pe anumite locații strict în acea locație să targetăm. Și asta este foarte important. O să anulez. Deci, în funcție de ce, unde este localizată afacerea mea, pot să targetez în funcție de locație sau de rază. Am văzut și raza poate să fie mai mică sau mai mare. Putem selecta acolo. După care, iarăși ceva important, putem să targetăm utilizatorii din locațiile vizate de către noi sau care au interes față de această locație. Este foarte recomandat să facem acest lucru, fiindcă aici oamenii care vor căuta, să zicem, mobilă în Timișoara, deci caută mobilă în Timișoara, nu caută în București. Sau persoana care se află în această zonă, Google-ul va vedea prin Gmail sau prin contul de Drive dacă aceste persoane sunt în acele zone sau care caută locațiile vizate de noi, adică dacă ei caută mobilă în Timișoara, va apărea anunțul nostru. Putem face și excluderi, este foarte important, și după care putem targeta după limbă. Să zicem, vrem să targetăm cei care au browser-ul în română, în engleză, maghiară, sârbă, după caz, sau în funcție de limba în care vrem să targetăm aceste anunțuri. După care avem publicul, aici putem selecta diverse elemente din public pe care să le targetăm, pentru ca noi să avem o campanie cât mai focusată pe ceea ce este important. Putem să răsfoim cine sunt ei, în funcție de educație, statut locativ, putem să dea în funcție de statut parental, stare civilă, educație și așa mai departe, sau după din cadrul pieței, cei care caută automobile și vehicule. Vedem că dacă ne suntem logați cu Gmail-ul, va vedea exact Google-ul ce caută oamenii în ultima perioadă. Sau direcționare,
putem avea aici, avem să lăsăm acoperirea campaniei la segmente de public selectate cu opțiune de ajustat suma licitate. Deci putem să licităm, să optimizăm suma licitată în funcție de campania noastră și aici nu putem să optimizăm suma licitată. După care avem bugetul și licitarea. Cam astea sunt opțiunile de targetare în Google AdWords pe campania tip Search. Succes!